Explozie de droguri în spațiile publice, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat liber la consum. Tot mai mulți tineri dețin prafuri și se afișează cu ele. Cel mai recent caz a avut loc în parcul Farmec din Cluj-Napoca. În toiul nopții, un echipaj de poliție a observat un tânăr de 28 de ani care avea asupra lui 9 plicuri cu substanțe vegetale. Tânărul a scăpat doar cu o vizită la secția de poliție. Acesta a fost condus la sediul unității de poliție pentru clarificarea situației. Pliculețele în cauză au fost ridicate, sigilate, urmând a fi înaintate structurilor competente în vederea continuării cercetărilor, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Cluj. Ieri, o bunică care își plimba copilul în alt parc din Cluj-Napoca a filmat doi tineri prăfuiți care se comportau ciudat în preajma micuților aflați la joacă. Și în acest caz, polițiștii au fost legați de mâini. Și asta pentru că instanța supremă a decis că cei care consumă etnobotanice nu vor mai răspunde penal. Mai mult, dosarele aflate acum pe rol vor fi închise. În același timp, Agenția Națională Antidrog avertizează că tot mai mulți tineri sunt pe fumuri încă de la 13 ani, iar vârsta medie de consum a drogurilor este de 17,3 ani.